subiect cu Carmen Dorobăț, medic primar infecționist. Vă mulțumesc frumos. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. În ce cazuri poate deveni rujeola o boală mortală? Din nefericire, trebuie să spunem că, deși face parte din acel capitol generic bolile copilăriei, alături de varicelă, alături de rujeolă, alături de rubeolă, alături de scarlatină, rujeola este o boală virală cu transmitere pe calea aerului. Deci este deosebit de contagioasă, pe de o parte. Iar pe de altă parte, gravitatea vine din complicații. Și aceste complicații pot fi la nivelul aparatului respirator, și mă refer aici la pneumonii, bronhopneumonii, sau la nivelul sistemului nervos central, și mă refer aici la meningită, la encefalită. Formele grave, indiferent dacă vorbim de copii sau adulți, necesitând internare în compartimente de terapie intensivă. Doamna doctor, știm că sunt mulți copii în România care nu au fost vaccinați conform schemei naționale cu vaccinul antirujeolic. E o vârstă limită până la care se poate face acest vaccin, sau părinții care urmăresc evoluția epidemiei în acest moment îl pot recupera? Categoric, administrarea unui vaccin trebuie să se realizeze cu consilierea medicului de familie, în primul rând, și aici de la caz la caz. Ceea ce putem spune însă cu siguranță, aceste cazuri de îmbolnăvire și care au explodat în această perioadă de timp apar la persoane nevaccinate. Probabil este vorba de hiatusul acela de vaccinare din timpul pandemiei. Și în felul acesta este vorba și despre extensia acestor cazuri, inclusiv la persoane nevaccinate în perioada dinaintea pandemiei. Pentru ca să fim acoperiți din punct de vedere epidemiologic, adică să spunem la un moment dat, nu ne mai facem probleme cu rujeola, cum se întâmpla în urmă cam cu 10 ani, trebuie să avem vaccinați o incidență la același grup populațional de peste 70, peste 80%. Întrucât această incidență a scăzut, este clar că ne așteptăm ca să nu avem populație protejată și atunci numărul de cazuri se extinde în pată de ulei. Da, sunt mai predispuse la a face o formă mai gravă de boală persoanele, copiii, adulții care au comorbidități, sau nu e o regulă? Întotdeauna o boală infecțioasă evoluează pe un teren afectat anterior de o altă boală, de regulă boală cronică, cam la acestea ne referim. Întotdeauna evoluția este mai cu probleme, ca să spun așa. Dar dacă ne referim strict la rujeolă, aici trebuie să fim cu mare atenție la extrema de vârstă, mă refer aici copii de vârste mici, pentru că am avut și mă amintesc că este vorba de ceva timp în urmă, cred 6-7 ani, când a fost astfel de izbucnire epidemiologică de rujeolă. De această dată, numărul mare de cazuri fusese undeva în nord-estul țării, în zona Moldovei, și am avut decese în special la copii de până la 3 ani. Au fost și atunci decese. Deci, mare atenție la copilași, iar părinții care se știu a avea copii cu probleme, să ia legătura cu medicul de familie, cum spuneam, dacă nu au fost vaccinați copiii respectivi, și în general să fie atenți la ceea ce înseamnă febră în asociere cu erupție la nivelul pielii și în asociere cu o înroșire a ochilor și lăcrimare, dând copilului respectiv un aspect caracteristic, cum spunem noi, aspect de face splâns. Da. Ce înseamnă, doamna doctor, o ultimă precizare, părinții care au copii cu probleme să se adreseze medicului de familie? La ce probleme vă referiți? Sunt copii care se știu avea anumite boli. Sunt copii care se nasc cu o serie de boli. Sunt copii care în primii ani de viață sunt diagnosticați cu boli, cum ar fi, de exemplu, diabetul zaharat, care nu lovește numai în adult și în vârstnic. Poate fi prezent și la copil. Sunt copii cu malformații cardiace. Da. Sunt copii care au o serie de alte boli sau subponderali. Toți aceștia trebuie să fie categoric supravegheați din acest punct de vedere.